Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă invităm în această seară la o ediție specială care se referă la unul dintre cele mai importante licee din Giurgiu, Colegiul de data aceasta, pentru că de mai multă vreme se numește Colegiul, ați intuit exact, este vorba despre Colegiul Național Ion Maiorescu, mândria orașului și județului nostru. Vorbim cu doi reprezentanți ai unei asociații despre care ați mai auzit și despre care s-a tot vorbit, mai ales într-o anume perioadă, atunci când clădirea Colegiului Național Ion Maiorescu era în paragină și cineva trebuia să ia taurul de coarne, cum se spune pe românește, pentru a mișca lucrurile. Și aceasta a fost Asociația Pro Maiorescu. Discutăm în această seară cu domnul Ion Baiarac, domnul profesor Ion Baiarac, vicepreședintele Asociației Pro Maiorescu. Bine ați venit! Și domnul George Cender, membru al Consiliului Director al acestei asociații. Pe domnirea lor îi cunoașteți, sunt încă de la începutul înființării asociației în aceasta, au acționat și au lucrat împreună cu ceilalți colegi din asociația respectivă, încă de atunci, așa cum spuneam, când clădirea era în paragină și trebuia cineva să rupă pisica, spun iar pe românește, pentru ca și aceia care erau responsabili să se miște mai repede. Și iată că începuturile au fost de bun augur. La ora actuală, Colegiul Național Ion Maiorescu arată așa cum ne-am dorit cu toții. Această introducere fiind făcută deja, vom discuta poate mai puțin despre ce s-a întâmplat și cum s-a ajuns la actuala situație a clădirii Colegiului Ion Maiorescu, pentru că se știu lucrurile acestea, e ceva timp de când ea a fost finalizată. Vom discuta și despre realizări, dar mai mult și despre proiecte, pentru că Asociația Pro Maiorescu, chiar dacă nu a mai fost ea așa foarte vizibilă în mass media și în plan public, nu a încetat să activeze și are deja în continuare proiecte importante. Vorbeați și îmi povesteați ceva mai devreme, domnule profesor, despre faptul că aveți nevoie de o bază sportivă adecvată acolo la Colegiul Ion Maiorescu. Toți știm acest lucru. Am rămas noi, giurgiuvenii, restanți la acest capitol după ce clădirea a fost modernizată. Sunteți și profesori de educație fizică și sport, cu atât mai mult cred că vă interesează acest subiect și nu numai pentru că sunteți vicepreședintele Asociației Pro Maiorescu. Ce își propune din acest punct de vedere Asociația Pro Maiorescu? În primul rând că Asociația Pro Maiorescu a făcut deja un prim pas prin aprobarea unei cereri a noastră de a ne aloca o sumă de bani și de procurarea unor mingii pentru că procesul instructiv educativ nu ne mai permite, având în vedere faptul că, iarăși mă repet, deja am făcut această cerere, este aprobată să luăm mai multe mingi de basket, mai multe mingi de fotbal și de volei, pentru că vrem să dezvoltăm și sporturile astea. Dar înainte de toate există un proiect pe care conducerea școlii l-a inițiat, un proiect european și suntem introduși în acest proiect european. Vorbesc ca și liceu de dotare, pe probleme de dotare și de realizarea unor obiective foarte importante în liceu, printre care și amenajarea bazei sportive. Când spun bază sportivă, mă refer la toată curtea școlii, inclusiv sală de sport, o nouă sală de sport, pentru că această sală de sport este din 1973, deci 33 de ani. Ea este depășită și ca spațiu și ca rezistență și ca, eu știu, cum vreți dumneavoastră. Cam dar în toate punctele de vedere. Exact. Despre alte condiții vorbim acum în ceea ce privește educația fizică și sportul față de ceea ce era atunci. Ceea ce era atunci, exact. Și pot să spun chestia asta pentru că sunt în prag de pensionare și cunosc bine situația de la Colegiul Maiorescu. Una la mână. Doi, este liceu situat central. Și imaginea școlii este alta atunci când este făcută o bază sportivă europeană, ca să pot să spun așa, pentru că dotările care sunt în Colegiul Maiorescu vor fi de nivel european și atunci și baza sportivă va fi de nivel european, pentru că nu se poate face performanță dacă nu există și o condiție bună de lucru, adică nu există o bază sportivă. N-am să intru prea mult în amănunte pentru că am făcut deja un calcul, am calculat și am luat niște oferte de preț deja și am luat niște astea, am lucrat la un proiect, la acest proiect lucrez și încă nu este definitivat, nu m-am punctat cu sala de sport, cam câți euro pe metru pătrat ar cam trebui, pentru că trebuie o sală de 40 de metri lungime pe 20 de metri lățime,
42-22 eventual, pentru dacă că 42 să existe spațiu. Dacă a spus că se ocupă și sau de fapt conducerea colegiului, da, probabil că o să da. Fie o firmă de proiectare care va lucra după normele specifice. Probabil, da. Da. Și atunci vom ști cum e exactitate, cam la ce preț s-ar ridica. Însă este, cum să vă spun eu, o chestiune extraordinară, un trend pe care trebuie să-l prindem, pentru că altfel îl pierdem. Domnule Cender, înțeleg că e un proiect foarte ambițios sau este un proiect obișnuit în nota cu care Asociația Promaiorescu ne-a obișnuit într-o anume perioadă și înțeleg că e vorba și de un apel pentru a atinge acest obiectiv. Da, eu trebuie să încep prin a mulțumi tuturor celor care au fost lângă noi în toți acești ani. Și au fost mulți. Da. Pentru că s-au adus bani și privați, s-au adus bani și de la instituțiile de stat, dar foarte mulți, acei 2% din venitul fiecăruia. Sunt mii și mii de anonimi și trebuie să le mulțumesc acestora. Cei care au completat acele formulare care exact. Vin acum în primăvară de fiecare dată, 2% din impozitul pe venit. Și atunci, încă o dată, le mulțumesc și îi rog să facă același lucru. Să creadă că, și trebuie să fie convinși, nu neapărat să creadă, să fie convinși că banii s-au folosit pentru niște scopuri extraordinare. În afară de cele 6 săli de clasă care le-am inaugurat în 2012 prin contribuția lor nemijlocită și unde s-au strâns peste aproape 6 miliarde de lei vechi. Din păcate, sumele din anul 2012 încoace s-au diminuat. E normal, să zicem că scopul a fost atins, respectiv terminarea întregului colegiu și scopul refacerea. Principal, aici scopul principal. Dar noi în acest timp am făcut destule pentru Colegiul Maiorescu. S-au dat burse atât copiilor olimpici, dar și profesorilor îndrumători. Am avut foarte multe participări la alte concursuri școlare în naționale, la care elevii au luat întotdeauna locuri fruntașe. Aceste lucruri nu le-am spus, n-am vrut să le-am făcut pur și simplu. Numai departe vineri am aprobat încă o participare de 10 milioane pentru concursul de matematică Panaitopol care se va desfășura la Giurgiu. De fiecare dată, concursul de matematică național, concurs de fizică național, ne-am implicat și nu pot decât să mă bucur de rezultatele elevilor și faptul că noi am reușit să antrenăm acești elevi. Din păcate, v-am spus, e un trend descendent. Anul trecut nu s-au strâns decât 100 de milioane din cei 2%, față de 250-230 de milioane în 2014 și 2013. Cu acești bani am putut să facem aceste acțiuni și ne propunem acest proiect major să fim în continuare alături de conducerea colegiului pentru îmbunătățirea condițiilor și zic eu că nu ne vom opri numai la această bază sportivă. Este un nou proiect ambițios în care sperăm să venim cu circa 8-900 de milioane până într-un miliard, numai dotări. Asta înseamnă că e un proiect de o anvergură financiară mai mare
pentru că dumneavoastră spuneați de susținerea și premierea unor elevi meritoși și a unor profesori meritoși care au rezultate foarte bune și de aceea eu înțeleg că este bine să explicați ce s-a întâmplat și ce s-a făcut până la ora actuală de către Asociația Pro Maiorescu, pentru că apelul dumneavoastră să aibă mult mai mare impact. Ziceam că este de o anvergură financiară mai mare și înseamnă că veți avea și nevoie de un ajutor consistent față de cele de până acum. Da, noi mai avem ceva bani în cont, circa 200 de milioane și aceasta e un început. În această lună vom avea iarăși, în luna mai, vom reedita acea întâlnire a absolvenților la care o activitate extraordinară care Pro Maiorescu a înființat-o, dar fără sprijinul conducerii școlii nu am fi putut face lucrul ăsta. Și cu această ocazie vom avea o strângere de fonduri pentru acest proiect. S-au făcut în fiecare an donații, sponsorizări de la firme și de la foști absolvenți care vin din toate colțurile țării și unii au venit chiar din Statele Unite ale Americii. De unde se află și, bineînțeles, atunci când pot să o facă, știm despre ce vorbiți, pentru că la vremea când ați inițiat primele acțiuni a fost o emulație extraordinară. Eventual mă gândesc că acum doriți să o revigorați un pic pentru acest exact. Proiect care este mult mai dificil exact. De realizat fără sprijin consistent, așa cum spuneam. Și fără sprijinul școlii tot la fel, nu se poate. Deci cu sprijinul școlii vom face așa ceva și vom încerca să revigorăm un pic, să aducem spre amintire multor absolvenți ce s-a întâmplat mai de mult acum, practic în 2011. Domnule profesor, mă gândesc că să vă pun o întrebare, că sunt jurnalist și am o curiozitate. Având în vedere că sunteți profesor de educație fizică și sport, iar acest proiect se referă la domeniul în care profesați, n-ați stârnit invidia colegilor? Nu v-au acuzat că vreți să vă ocupați de dotările bazei sportive pentru că sunteți de specialitate? Că mai apar și astfel de lucruri. Nu s-a pus problema de ce să nu faceți Asociația Pro Maiorescu altceva, în alt domeniu? Dotării pentru acest proiect din care este implicată mai ales conducerea unității noastre școlare, mă rog, este un proiect de european, de fonduri locale. Pentru înțeleg, locale, modernizarea ca atar sau realizarea bazei sportive. Da, este iar această chestiune, noi suntem o altă treabă. Este și un proiect de îmbunătățire a condițiilor, spre exemplu, și de modernizarea bibliotecii și liceului. Deci există acest proiect, este un proiect mare, unde suntem și noi ca bază sportivă să venim cu asta. Nu este numai pentru asta. Este un proiect care pentru întreaga bază a școlii. Și când spun bază a școlii, mă refer și la celelalte, de exemplu, la laboratoarele de fizică. Materiale la și didactic. Exact, și didactic și tot. Pentru toate. Atunci înseamnă că nu neglijați pe nimeni și nu o să apară absolut. Nicio discuție, chiar dacă nu cred că era cazul să apară nici în aceste condiții. Ați făcut un calcul, v-ați pus pe hârtie cam ce sume v-ați avea nevoie, ce dotări vreți să contribuția asociației? Da, eu am găsit niște oferte, pentru că numai așa găsești, dar niște oferte la niște firme care supă special de așa ceva. Și am primit din partea unei firme, nu dau numele pentru că nu vreau să fac reclamă, aceste oferte cu lux de amănunte, cu manoperă, cu absolut tot și cât costă un stâlp de volei, un stâlp de exemplu de tenis de câmp, o poartă de handbal și așa mai departe. Deci există așa ceva pe masa, la mapa doamnei director. Și o să trebuiască să fac, v-am explicat puțin mai devreme, și un calcul pentru sala de sport. Cam cât euro pe metru pătrat pentru realizare? 250-300 de metri, 300 de euro pe metru pătrat, nu știu exact. Trebuie să mulțesc efectiv cu 40, cu 20 ori și să mulțesc la suprafața construibilă.
albastru, suprafață construită. Da, da. Și îmi doresc și nu numai eu, să am și colegi care își doresc un teren de handbal în curtea școlii cu acoperit sintetic, unde se poate face și nocturnă, unde se pot face multe activități. Domnule Cender, dumneavoastră, din ce știu eu, nu sunteți absolvent al colegiului Ion Moiorescu. Fiica dumneavoastră, dacă nu mă înșel, a absolvit deja liceul? Sau încă este în liceu? Nu, nu. Și soția, de nu mai fiică, da. E absolvent. Și băiatul. Dar încă vă implicați. Da. Da, da, adică și soția, nu mai aveți nicio obligație, ca să spun așa, între ghilimele. Nu, dar te leagă. Vă țineau legat cumva. Da, mulți au spus. Din ce, membrii familiei de acest colegiu. Bă, că nu v-ați dat într-o parte. Nu și nici nu mă voi da. Părerea mea, am ajuns la o vârstă în care pot să spun că cea mai frumoasă perioadă a vieții este școala, dar mai ales liceu sau colegiu. Sunt cei mai frumoși 4 ani pe care i-am trăit. Și fac o confesiune. Anul acesta liceul pe care l-am terminat la Urziceni face întâlnirea de 35 de ani și mă voi duce cu o plăcere extraordinară să-mi revăd prietenii. Am rămas prieteni și 35 de ani, nici nu știu când au trecut, dar au rămas aceiași prieteni. Și cred și vreau să le spun elevilor care se uită poate la această emisiune să trăiască această perioadă, pentru că nu se vor mai întâlni niciodată cu altă perioadă la fel de frumoasă. An de liceu. Da. Anii de liceu, da, sunt cei mai frumoși și la fel de frumoase sunt și întâlnirile de după, așa cum spuneți dumneavoastră, că împliniți 35 de ani. În final am să vă rog să transmiteți celor care vor fi interesați să sprijine acest demers al Asociației Ion Moiorescu pentru modernizarea bazei sportive și dotarea acesteia, așa cum se cuvine să fie o bază sportivă la un colegiu cu pretenții și nu numai, să transmiteți date de contact unde puteți fi contactați sau reprezentanții asociației, nu neapărat dumneavoastră personal, pentru cei care își vor rupe din timpul și din sursele și posibilitățile pe care le au pentru a vă ajuta. Cred că este un moment important în activitatea Asociației Ion Moiorescu, adică va fi un moment foarte important și realizarea acestui obiectiv, pentru că este un obiectiv pretențios. Ca să pui o bază sportivă modernă, de standarde europene, nu este o treabă simplă. E o treabă complexă și implică, sigur că da, fără ajutorul mai multor factori, aș putea să spun așa, mai multor chiar instituții. Asociația Ion Moiorescu nu este o chestiune așa, să zicem, o asociație care își face, își clădește așa un piedestal și pe el stă președintele, vicepreședintele și membrii sau consiliul director sau eu știu. Nu, această asociație este pur și simplu făcută pentru și numai pentru Colegiul Național Ion Moiorescu, pentru nimeni altcineva. N-aș face o invitație, doar că suntem găsiți la sediul colegiului, la secretariatul colegiului mai precis al colegiului Ion Moiorescu, acolo găsim pe doamna contabil, Macovei Maria, ca să dau și numele, și dumneai este în măsură să spună absolut tot ce, deci poate fi ca persoană de contact care poate fi găsită zilnic de la orele 16, de la orele 8 la orele 16. Deci este mult mai simplu la secretariatul colegiului. Da, sau la conducerea unității, acolo, că știu unde. Noi avem sediu acolo, tot acolo în internatul Colegiului Național Ion Moiorescu, la parter, dar suntem ușor de găsit, fără niciun fel de problemă. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes. Mulțumim.